În perioada 29 septembrie-10 octombrie se desfășoară inspecțiile tematice în școlile din județ. Se verifică asigurarea calității în educație prin aplicarea și respectarea legislației în vigoare. După o primă etapă în care 91 de unități școlare cu personalitate juridică au fost inspectate, în această perioadă se desfășoară alte inspecții școlare în 59 de unități de învățământ cu personalitate juridică. Inspectoratul școlar județean a demarat o a doua inspecție tematică în 29 septembrie. Este o inspecție care se află încă în derulare și se va încheia în data de 10 octombrie 2014. Tema o reprezintă de această dată asigurarea calității în educație prin aplicarea și respectarea legislației în vigoare. Printre obiective, evaluarea calității managementului unității școlare, monitorizarea modului în care unitățile de învățământ și-au planificat activitatea educativă pentru anul școlar în curs, climatul de siguranță pe care l-au elevii în spațiile școlare. Au fost verificate componența Consiliului de Administrație, planificările cadrelor didactice, situația transferurilor și multe alte aspecte. În cadrul acestei inspecții care se desfășoară și în această săptămână, au fost inspectate 59 de unități școlare cu personalitate juridică. De asemenea, vor începe și inspecțiile generale. Primele inspecții se vor desfășura la școala din Aluniș, școala din Someș-Odorhei și liceul teoretic Ion Agârbicianu-Jibou.